Stimați prieteni, vă oferim o premieră. Plecăm de la flamura României, dintr-o primărie, și ne oprim asupra chipului primarului, pe care în televiziunea Vaslui nu l-ați mai văzut până acum. El are doar câteva luni de când este primar, dar este reprezentantul Oftii Bârlădene, o societate culturală în ansamblu ei, și de ce nu, ca oriunde acolo unde este cultura, cu probleme mari de sărăcie. Domnule primar Boroș, bine v-am găsit. Bine ați revenit la Bârlădene. Domnule, atât cât am văzut eu în ce ne spune Timona, corespondentul și directorul de la Timon, de la Unison Radio, al nostru, cât am văzut prin presă, ați venit cu un entuziasm serios aici. Îl mai aveți? Am venit și sunt animat de aceleași gânduri frumoase, gânduri bune pentru Bârlad. Și pot preciza că ceea ce s-a făcut bun în Bârlad va fi continuat. Deci s-au făcut și lucruri bune, dar venim și noi cu alte lucruri bune sau cu altceva. Mi-am propus și cred că voi realiza Monumentul Eroilor la Bârlad. Unde îl veți amplasa? Aici sunt mai multe discuții, dar cred că va fi amplasat undeva în zona Cercul de Aur. Ne avem noi acolo o suprafață de teren într-o intersecție. S-a mai discutat despre zona gării și zona confecției, dar opiniile duc spre zona Cercul de Aur. Acolo pare bun, da. Gândul meu este de a semna contractul și a realiza această lucrare pentru 1 decembrie 2018, atunci când se primesc 100 de ani de la Marea Unire. Mai ales că aici la Bârlad aveți deja tradiție, inclusiv cu Alexandru Ion Cuza. Da, cum se spune, Mica Unire a fost înfăptuită sub domnia lui Alexandru Ion Cuza, fiul al Bârladului. Mai avem și alte proiecte, dar știți, și aceste proiecte țin de resursele financiare ale orașului. Chiar acum lucrăm la buget și vedem cum o să gestionăm micul buget pe care îl avem noi la Bârlad. Ați început să vorbiți din despre cultura locală. Oare pentru că acolo unde oamenii sunt mai necăjiți, mai pricăjiți, mai sărați, să le zicem așa, le place totuși să vorbească despre cultură, sau tocmai pentru că aveți o prioritate culturală la Bârlad, unde deja vă mândriți cu muzeu, cu teatru, cu... Nu am eu prioritate culturală la Bârladul, are orașul. Așa. Orașul la Bârlad este o împletire, să spunem, fericită între activitatea economică și viața spirituală, culturală a orașului. Avem, într-adevăr, teatru, un muzeu generos, Muzeul Vasile Pârvan, avem galerii de artă la Bârlad, avem Casa Sturza, Centrul Eminescu, și aici trebuie să definitivăm probleme care mai avem acolo de ordin juridic. Bârladul este un oraș, să spunem, modest, din punct de vedere material, economic, dar generos și puternic din punct de vedere cultural. Tare aveți dreptate, pentru că Bârladul, după Iași, era al doilea oraș cultural al Moldovei. O spun în premieră, la Bârlad va poposi tezaurul României în perioada 23 februarie-23 aprilie. 2017. Da. Adică peste câteva săptămâni. Este singurul oraș care nu este reședință de județ și reușește să aducă tezaurul României. Glumind un pic, mai vreți să ajungeți reședință de județ? Noi suntem legați de istorie. Poate într-o altă arhitectură, într-o altă configurație, Bârladul ar merita așa ceva. Pentru că organizarea administrativ-teritorială din 1968, pe noi, pe bârlădeni, ne-a tras înapoi. Așa e. Așa din... Bine, și Bârladul și Tecuciu au... În 1989 și da. 1989, un sprijin substanțial cum au primit orașele reședințe de județ.
Dar eu am avut o idee și nu renunț la ideea asta. Noi, Bârladul, trebuie să ne descurcăm singuri, să nu așteptăm, eu știu, de la Consiliul Județean în sprijin substanțial sau chiar de la București. Va trebui să fim o comunitate care să învățăm să trăim pe picioarele noastre și să dezvoltăm mediul de afaceri bârlădean. De aceea am și inițiat întâlniri cu mediul de afaceri, ne-am întâlnit vreo două ore și chiar în această sală, sala Consiliului Local. Am adoptat un proiect de hotărâri cu o schemă de ajutor pentru oameni de afaceri și am întreprins și întreprind de demersul pentru a stimula mediul de afaceri bârlădean și nu numai. Să înțeleg că deja ați intrat, cum se cuvine, în pielea primarului? Eu am intrat mai demult. Eu am fost și consilier local și mai știam ce se întâmplă în primăria Bârlad, dar am și pregătirea pentru așa ceva. Eu am absolvit o facultate de administrație. Deci, înainte de 89, facultatea de drept avea două secții, una administrativă și una de drept. Este adevărat că în anul 5 de facultate eu am dat diferențele și am... Cum s-ar zice, ați avut lingura, acum a venit și ciorba. Da, sunt gânduri pe care le am și vreau ca în acest mandat să reușesc. Așa zorii imediat, în imediata apropiere, cum apar? Socotit că în Consiliu, așa și așa e cu sprijinul. În Consiliu așa... Jumătate, cum s-a zis. Sau foarte echilibrat, să spun. 10 consilieri PNL, 10 de la Social-Democrat și un independent. Dar eu am spus tot timpul că voi veni cu proiecte pentru bârlădeni. Nu voi veni cu proiecte care au ceva acolo ascuns ca să fiu... V-ați creat echipa proprie de proiecte? Am avut un proiect foarte important pentru bârlădeni. Am constituit o rezervă de 12 hectare de pământ ca să dăm locuri pentru tinerii căsătoriți și într-o oarecare măsură și să scoatem la licitație. Vă merge spre Perien sau unde? Exact, da. La ieșire din Bârlad spre Ciocan. Acel proiect a trecut și acum a rămas să facem celelalte lucruri. Adică treceți la treabă. Da. Domnule primar, îmi place că v-ați... cum să spun eu, v-ați oprit dintr-un început la înfățișare, cultura înseamnă și înfățișare. Mai avem un alt proiect foarte important. Așa. Că timpul, vedeți că lucrează în favoarea noastră, vom începe lucrările de la o zi la alta, vom începe lucrările de canalizare în Munteni și Podeni. Dacă tot mă întrerupeți cu centura, cum stați? Cu șoseaua de centură. Istoricele de Bârladului care nu au canalizare și vom intra. La centură este un subiect așa mai sensibil, dar rămâne strigătul. Strigătul că vă trebuie. Am speranța că se va realiza. Chiar în aceste condiții. Chiar în aceste condiții. Am înțeles că nu prea s-a alocat pentru bani. Așa e. Dar multe lucruri se pot face și la rectificări bugetare, poate, nu știu, în prima fază, nu, în a doua fază, se pot aloca fonduri pentru investiții. Am încercat să... Dar da? Eu nu voi înceta să merg la București pentru problemele orașului. Eu am fost, de când am preluat mandatul de primar, mai mult decât au fost unii primari în 4 ani. Și mă voi duce cu problemele orașului. Noi nu o să vă ținem, ca să zic așa, numerătarea la zi, pentru că nu avem interesul ăsta, rezultatul contează. Și nu are importanță de câte ori mergi, până la urmă ce ai obținut, dacă ai obținut. Sigur că da. Ați început, deci, cu partea, hai să zicem, frumoasă a orașului. Dar și întrebarea mea următoare, nu știu dacă se referă la partea urâtă sau... Dar la sărăcie, da. Cam câți asistați social aveți în primărie, în municipiul Bârlad? Cifre exact, nu știu dacă aș putea să dau acum, dar e în jur de 375, în jur de 400, să spunem. Nu este un corp substanțial, dar sunt oamenii care beneficiază de acestea. Mulți spun că asta e legea pe care au făcut-o ca să-și mențină sub ascultare votanții.
vorbim de partidele anterioare. Adică e necesară această lege de 416, de ajutor? Eu sunt disorgint liberal, dar așa, nu pot să spun că o astfel de lege nu este necesară. Este necesară. În schimb, persoanele care beneficiază de acest ajutor ar trebui bine examinate. Deci criteriile. Da. În orice stat există o formă de protecție socială. Și atunci la noi trebuie să existe, chiar dacă nu ar exista, nu știu, dar la noi trebuie să existe, pentru că sunt oameni din probleme dificile. Și atunci statul trebuie să intervină. Numai că la noi au fost N probleme, s-au acordat aceste ajutoare pe criterii, să spunem, care nu erau obiective, inventate, de, nu știu ce, sau pe anumite... Ați reușit să corectați acum sau sunteți pe cale? Dar s-a periat tot, de-aia am ajuns la o cifră atât de mică, dar continuăm să verificăm situația celor de la 416. Credeți că v-ați câștigat? Ajuns, să știți, a ajuns această chestiune cu 416, ca și cum ar fi problema primordială a unei colectivități, chiar atunci când ne-am întâlnit cu oamenii de afaceri. Domnule, oamenii nu muncesc, nu muncesc pentru că primesc ajutor prin 416. Păi ăsta era subtextul. Și atunci am zis, hai să facem o analiză. Credeți dumneavoastră că cei 300 și ceva de oameni au rezolvat problema forței de muncă? Nu. Nu. Nu este adevărat. Este o idee falsă. Este o idee falsă. Cred că lucrurile stau în altă parte. Haideți să umblăm la mediul privat. Dați o soluție. Abia o aștept. Haideți să umblăm la mediul privat un pic și să oferim un pic salarii mai bune, mai mari. Și atunci migrația forței de muncă s-ar opri. Atâta timp cât un muncitor de la Bârlar câștigă, să spunem, 400 de euro, iar în Italia sau în Franța câștigă 1000, să dăm un exemplu, el va pleca acolo. Nu va rămâne la 3-400 de euro la Bârlar sau la Vaslui sau la Bârlar. Stați că 3-400 de euro e salariu bun. De ce? Așa că... Problema... Și în administrație, sigur. Desalarizare. Desalarizare, dar cred că și agenții economici de aici au condiții dificile, trăiesc și supraviețuiesc în condiții dificile și nu permit, eu știu, o salarizare mai... Domn primar, e cam plângeți pe alții, dar trebuie să vă plângeți dumneavoastră, că tot așa vă pleacă oamenii din cauza slabelor salarii din administrație. E adevărat, dar aici nu mai stă în pixul primarului să facă ceva. Absolut de acord, sigur. Sunt legile care vin de la cei care ne guvernează. Acum au primit o majorare, s-au mai așezat niște lucruri, dar tot, să știți că în domeniul administrației sunt salarii mici față de alte. Vor fi încă multă, sau destul de multă vreme. Atât poate statul român, probabil. Vă pun o întrebare foarte dificilă. N-am făcut analiză, pentru că eu nu fac politici naționali, eu fac chestiuni ce țin de administrația locală. Cam pe unde mergem? Ce va fi? Ce nădejde de viitor sugerați, domnule primar Vasile Boros? Dumneavoastră vă referiți la situația Bârladului sau la nivel național? Ei, nu, la nivel național sunt alții care pot fura, dar la dumneavoastră nu se mai poate. Eu cred în destinul Bârladului, să știți, cred în destinul orașului pe care îl conduc. Cu o condiție, va trebui să găsim o soluție pentru descătușarea orașului. Suntem un oraș încătușat. Deci, limita, va trebui să explicați, da? Și o voi spune ori de câte ori voi avea prilejul. Suntem orașul cu limita administrativă lângă casa omului. Deci, avem stradă, dacă întind pasul de pe stradă, ajung în comuna Perieni. Dacă întind pasul în cartier Ciguieta, ajung în comuna, de pe stradă, în comuna Zorlei. Deci, suntem un oraș sufocat. Asta ar trebui să fie un avantaj, domn primar. Nu, păi nu poate fi un avantaj atât timp când nu ai cum să te dezvolți. Noi nu ne comparăm, de exemplu, cu orașul Vaslui, care are suburbii și au mii de hectare. Da, noi limita Bârladului să termină în casa omului. Și atunci, presupun că ar veni un mare investitor la Bârlad și spune, doamne, am nevoie de o suprafață de 20 de hectare. Bârladul nu poate oferi așa ceva. Dar Vaslui are. Chiar dacă sunt proprietăți private, dar sunt în limita administrativă a municipiului. La noi nu. Și suntem limitați. Noi nu am mai redobândit proprietățile pe care le-am avut înainte de, să spunem, de 50.
Vă să zic că dumneavoastră, dacă vine un mare investitor, nu-l puteți ajuta. Nu avem, dacă aveți. Dar mici mare, aveți? Mici am mai putea discuta, dar după ce vom trece PUG-ul, planul de urbanism da. General. Mai aveți până... Și acum chiar am o parte din el primit și pe masa mea. Așa. Asta înseamnă foarte curând că îl veți analiza și adopta. Îl vom pune în dezbatere publică. Și după aceea vom obține avizile la toate instituțiile și să fie adoptat în Consiliul Local. Aproape invariabil am o întrebare de sfârșit de interviu. Uite, timpul trece. Domnule primar, pe agenda dumneavoastră de lucru, pentru azi, mâine, care sunt principalele sau principalul punct de rezolvat? Agenda mea de lucru este bugetul. Lucrăm la buget și o deplasare urgentă iar la București, la Ministerul Dezvoltării, cu anumite proiecte, poate obținem și noi o finanțare. Mai am pe agenda de lucru probleme care țin de tot de oraș, demararea lucrărilor în Munteni-Podeni. Mai am pe agenda de lucru două proiecte, școala profesională și spitalul de copii, proiecte cu fonduri europene, ca să le terminăm și să le depunem, și încă un proiect cu panouri solare la spital. Și multe, multe alte lucruri. Deci aveți de muncă, nu vă încurcați. La treabă, domnule primar. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru interviu.